Această rețetă a fost propusă de cel mai renumit nutriționist pentru redobândirea generală a sănătății. La elaborarea acestei rețete, specialistul a pornit de la premisa că ingredientele remediului trebuie să fie foarte simple și accesibile, astfel încât fiecare persoană să poată prepara acest remediu. Iată de ce ai nevoie pentru a prepara acest remediu. O sfeclă mică, 2 morcovi și un măr. Ce faci mai departe? Storci sucul din aceste produse fără a le amesteca. Le poți amesteca abia după o oră, pentru că este nevoie de ceva timp pentru ca ele să-și elibereze toți compușii. La ce te ajută această băutură uimitoare? Detoxifică ficatul și rinichii, previne dezvoltarea tumorilor, reduce durerea menstruală, fortifică sistemul imunitar, întinerește pielea, tratează tiroida și ajută la slăbit. După cum vezi, totul este simplu, genial de simplu. Atenție însă, această băutură nu trebuie consumată de persoanele cu diabet, diaree și cu probleme gastrice. De multe ori, îmbolnăvirea ficatului nu dă semne evidente, însă poate avea manifestări care pot fi observate la nivelul feței și al gurii. Iată care sunt principalele semne ale ficatului gras. Principalele cauze ale ficatului gras sunt diabetul, prediabetul, situația în care nivelul glicemiei pe nemâncat este între 100 și 125 de miligrame la sută, obezitatea, atunci când greutatea corporală este mai mare cu 25% față de greutatea normală, colesterolul crescut sau nivelul scăzut al trigliceridelor serice, hipertensiunea arterială și consumul excesiv de alcool. În acest caz vorbim despre ficatul gras alcoolic. Semnele ficatului gras pot fi văzute la nivelul feței. Față umflată, cearcăne, tenul palid, depozite albicioase pe limbă și respirație urât-mirositoare, vase de sânge sparte pe față, acnee rozacee pe obraz și bărbie, pigmentație maronie pe pielea feței. Relatează redacția.ro.